E foarte greu să vorbesc despre Ștefan, pentru că el a fost și este o prezență mereu vie în viața mea și în afară de faptul că de mic copil mi-a condus cumva pașii. Acum, faptul că nu mai e și că știu că undeva acolo sus este și mă veghează, îmi dă mai mult curaj să înfrunt singurătatea în care am rămas. Totdeauna m-au năpădit emoțiile atunci când și mă năpădesc emoțiile când vorbesc despre el, pentru că el a însemnat și înseamnă foarte mult pentru mine. Când s-a născut, când m-am născut eu, Ștefan avea 3 ani și jumătate și era foarte fericit că are o surioară. Era atât de fericit încât mă ascundea de ochii lumii ca nu cumva să mă doache lumea și el să-și piardă surioara. După aceea, eu am crescut cumva ca o plantă agățătoare în jurul lui, urmându-l pretutindeni și la grădiniță, deși diferența asta de 3 ani jumate pe mine nu m-a împiedicat deloc să mă țin tot timpul după el. Grădinița era în colțul străzii și plecam, după ce îl ducea mama la grădiniță, plecam pe furiș și mă duceam după el. Intream și mă așezam lângă ceilalți copii, eram un ghindoc de fată roșcovană cu sprâncene îmbinate deasupra nasului și toți copiii se distrau și se amuzau pentru că aveam o figură foarte caragioasă și veselă. Ștefan era foarte fericit că ceilalți copii se joacă cu mine, de fapt eram așa un fel de jucărie și tot timpul era încântat și mă proteja, protecție pe care el mi-a acordat-o și în liceu când în clasa 7-a, țin minte, primul băiat care mi-a făcut curte, am plecat de la școală, băiatul ăla foarte atent, foarte cavaler, purtam ghiozdănelul și Ștefan împreună cu prietenii lui, erau 3 băieți pe stradă, nu erau fetițe, nu erau, deci eu creșteam pe lângă ei pe acolo. Și când l-a văzut pe băiețelul ăla că îmi duce ghiozdanul, l-a lăsat să mă conducă până acasă și după aia i-au tras un toc de bătaie de el. A doua zi nici măcar nu se mai uita la mine, dar minte să se apropie. Deci el tot timpul a fost atât de protector cu mine încât studentă fiind în anul 1, în anul 2, eu nu puteam să mă duc la ceaiuri pentru că Ștefan spunea, fetele serioase la ora 9 trebuie să fie acasă. Începusem să sufer îngrozitor și dar l-ascultam că n-aveam ce să fac, că tata i-a spus, tu ești băiat și tu trebuie să ai grijă de ea. Bun, el a intrat la teatru, erau totdeauna veneau băieții de la... Mie mi se spunea Ilie când eram mai mică, pentru că eram băiețoi. Îl apăram pe Ștefan, el era un copil foarte cu minte. Mama îl îmbrăca curat mai mult, marinera, așa era, și stătea în fața porții cu mâinile la spate și se uita la ceilalți copii. Eu eram în toți pomii. Dacă îndrăznea vreunul să se apropie de el, îl băteam cu pietre până la colțul străzii. Ne-am copilărit în cartierul Rahova. Fiind băiețoi așa, îl apăram pe Ștefan. Asta până când, v-am spus,
el s-a făcut mare, a început să se uite după fete, nu-i mai plăcea că eu mă țineam tot timpul după el, eram un fel de codiță, un fel de cățel care îi striga întâlnirile cu fete pentru că eu îmi băgam tot timpul nasul între ei și mă trimitea tot timpul acasă, mă rog, erau proteste, erau scandaluri, lacrimi, plânsete. Perioada lui de studenție venea toată grupa, veneau toți, mama făcea fasole, cantități, vă dați seama, la 20 și ceva de băieți, băieți și fete care erau acolo. Le făcea mama fasole cu cârnați. Bine, nu eram o familie înstărită, dar, mă rog, ce se găsea acolo în casă și le punea masa și ei care erau toți copii cam de același nivel, nu era niciunul mai bogat decât celălalt. Erau atât de fericiți și spuneau că în viața lor n-au mâncat așa o fasole bună și că și se simțeau foarte bine la noi. Ștefan a fost repartizat întâi la Constanța, întâi la Timișoara, după aceea la Constanța și după aceea a venit în București. A început perioada de la Teatru Notara și vreau să vă vorbesc despre zbuciumul lui și despre felul în care el își pregătea un rol, el se izola complet de toată lumea și devenea un alt om în timp ce își pregătea rolul respectiv, adică încet, încet el intra în pielea personajului și muncea foarte mult și îl consuma foarte mult această, cum să spun, încercare de a-și schimba pielea. Despre munca lui ca artist sunt convinsă că se știe și știe toată lumea cât de mare actor a fost și este. Ștefan a fost un om extraordinar, un om cu o coloană dreaptă, niciodată nu a cedat niciunor tentații, nici pecuniare și nici politice. La un moment dat i se propusese să fie numit de către un partid ministru al culturii și el a spus, vedeți-vă de treabă, eu nu sunt în stare să mă administrez pe mine singur, eu nu știu cât costă o pâine, dar mi-te să fiu ministru și să dirijez eu cultura acestei țări. Ștefan era un om foarte drept, foarte drept. Și vreau să vă spun că cred eu așa în adâncul sufletului meu că boala asta care l-a măcinat pe el în ultima perioadă a vieții se datorează și nemulțumirii asupra faptului că cultura devenise așa ceva, un fel de paria și era o lipsă totală de apreciere și cel puțin înainte, măcar diriguitorii culturii veneau la o piesă de teatru, la o premieră, participau, chiar dacă făceau cine știe ce observații critice, dar acum, în perioada asta, n-a venit niciodată niciun șef al culturii. Vreau să vă spun că ministrul culturii de pe vremea, din vremea când s-a prăpădit Ștefan, când a plecat dintre noi, i-a văzut în ziare, i-a văzut ferparele și a văzut ce piese a jucat Ștefan și a spus, văzându-i repertoriul, a zis, domne, dar ce CV extraordinar are omul ăsta, dar ce capacitate extraordinară de a se transforma dintr-un personaj în altul, adică omul ăsta îl descoperea pe Ștefan la 67 de ani în ziua în care el pleca dintre noi.
Asta era aprecierea și Ștefan știa foarte bine că toți, deci ăsta era ministrul culturii de atunci, ce să mai vorbim de premier și de președinte și care habar n-aveau, știau că există niște teatre, dar nu s-au dus niciodată să vadă o piesă de teatru sau o premieră. Cred că asta l-a măcinat pe Ștefan foarte tare și cred că boala care l-a răpus pe el în 6 luni de zile, cred că era ca urmare a stresului și a nemulțumirii sufletești pe care a dus-o în sufletul lui, pentru că Ștefan era un om foarte interiorizat, de o modestie extraordinară. Ștefan niciodată nu vorbea despre sine. Se simțea cumva stânjenit atunci când într-un grup de persoane sau personalități se vorbea despre el. Era rușinat sau stânjenit că lumea vorbea în termen laudativ despre el. Vreau să vă spun că Ștefan era de o bunătate extraordinară. Oamenii din Gruiu, unde el și-a cumpărat o căsuță, chiar căsuța aia arată cât de modest și cât de mult îi plăcea lui să fie cu picioarele pe pământ. El a luat o căsuță țărănească cu care să se ridice 2 metri sau 3 metri înălțime de la pământ, unde lui îi plăcea să stea și spunea că îi place să audă cum crește iarba, să simtă iarba sub talpa piciorului. Oamenii din Gruiu îl considerau așa un fel de, nu știu dacă înțelept ar fi prea mult spus, veneau să-i ceară sfatul, veneau să îi ceară ajutorul, totdeauna sărea să-i în ajutorul lor, era ceva, era unul bolnav, vorbea la spitale, pentru el niciodată n-a intervenit, dar pentru oamenii de acolo, din Gruiu, de pe stradă, de pe străzile apropiate, Ștefan totdeauna a sărit și a ajutat extraordinar de mult. Mie mi se pare că eu așa îl consider pe Ștefan, un om de o cu un caracter foarte rar și de o modestie rar întâlnită în zilele de astăzi. Spun că rar întâlnită pentru că la valoarea lui el putea să fie mult mai, să iasă mult mai mult în față. El niciodată n-a vorbit despre sine.